Aproape de 2 ani, postul de televiziune din Bălți, BTV, solicită de la operatorul național de telecomunicații Moltelecom să fie inclus în grila de canale IPTV. Potrivit directorului canalului de televiziune bălțean, Rodica Deleu, reprezentanții Moltelecomului ignoră cererile trimise la adresa întreprinderii, fără a oferi explicațiile de rigoare. Ea a mai adăugat că alți prestatori de servicii IPTV au inclus fără impedimente postul de televiziune bălțean în lista de programe. De câteva ori m-am adresat personal prin scrisori recomandate la adresa electronică inclusiv, la poștă obișnuită, cu rugăminte de a introduce postul nostru de televiziune în grila de IP televiziune a prestatorului de servicii Moltelecom. Moltelecomul este un prestator considerabil, deține o cotă considerabilă a pieței de prestare a IP-televiziunii în municipiul Bălți și nu doar în municipiul Bălți. Noi fiind un post de televiziune local, avem o auditoriu foarte restrâns, adică suntem post bălțean și facem produsul nostru informațional pentru bălțeni. E și normal că ar fi să fim prezenți în toate rețelele de prestatori de servicii de cablu. Nu a fost nicio problemă să fim practic în toate rețelele de cablu care există în Bălți. Mai mult ca atât au venit cu rugăminte de a ne introduce și alți cabliști, nu numai din Bălți, deoarece le-a părut interesant produsul informațional pe care noi îl facem la moment. Este straniu poziția conducerii departamentului care se ocupă de IP televiziune în cadrul Moltelecomului. Nu știu care sunt motivele să nu ni se răspundă măcar. Adică noi nu avem un răspuns nici da, nici ba în scris. Suntem pur și simplu ignorați. Să vede că o să fim nevoiți să ne adresăm unui jurist pentru a încerca soluționa această problemă pe calea legii. Solicitat de reporterul televiziunii din Bălți, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Dinu Ciocan a declarat că includerea unui post regional de televiziune precum BTV în grila de programe pentru retransmitere este la discreția prestatorului de servicii. Pot să vă spun doar una, că Moltelecom sau distribuitor de servicii Max TV, fondatorul care este Moltelecom SA, deci la momentul de față are o listă de canale aprobate de către Consiliul Coordonator Audiovizual, care este compus din 147 de posturi de canale de televiziune și 7 posturi de radio, care sunt obligați să o retransmită și să o respecte. Și procedura, de fapt, este valabilă pentru toți distribuitorii de servicii, toate ofertele serviciilor de programe care le pun la dispoziție consumatorilor de programe, fiecare distribuitor de servicii, sunt aprobate de către Consiliul Coordonator Audiovizual. Din câte cunosc eu, postul dumneavoastră de televiziune nu este inclus în lista de canale aprobată de către Consiliul Coordonator Audiovizual. Mă refer la lista Moltelecom. Iar pentru a fi modificată această listă, dacă distribuitorul de servicii intenționează, deci să-și modifice lista de canale prin includerea sau excluderea unor canale din această listă, deci el urmează să se adreseze cu o cerere către Consiliul Coordonator Audiovizualului, care examinează această cerere în ședință publică și respectiv aprobă o nouă ofertă a serviciilor de programe. Deocamdată noi asemenea cereri, asemenea solicitări nu, în privința postului noastră nu am avut. Deputatul și secretarul Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, Corneliu Mihalache, spune că ar fi bine ca un astfel de post precum BTV să-și găsească locul în grila Moltelecomului, dar un cadru legal care ar impune operatorul să retransmită canalul dat nu există. Chiar dacă ar fi foarte benefic ca un post regional de televiziune cum este televiziunea din Bălți
с FiN Grilla de emisia Multilicom, Grilla de canalia Multilicomului. Din păcate este imposibil de făcut ceva, de intervenit, pentru că aceasta este grila canalelor, este la discreția oricărui distribuitor de servicii, inclusiv și a Multilicomului. Pur și simplu ar fi bine Bălțul să fie reprezentat în această grilă, dar nu există absolut nicio pârghie care ar putea să influențeze. Doar Consiliul Curator al Vizualului poate interveni prin recomandări. Din cât eu știu, au fost câteva recomandări, dar ele țin mai mult de posturi de televiziune naționale. Din păcate, repet, încă o dată, televiziunea din Bălți este regională. Așa că eu vă doresc succes, dar pârghii legale nu există pentru a interveni în această situație. La rândul său, președintele Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media din cadrul Parlamentului, Vladimir Hotineanu, a îndemnat reprezentanții postului TV din Bălți să trimită o solicitare în adresa deputatului cu privire la problema dată pentru a fi pusă în discuție la una din ședințele Comisiei de Specialitate. Printr-o situație similară, acum 2 ani a trecut și postul de televiziune Jurnal TV, care a fost exclus din grila de emisie a Multilicomului din motive politice. În opinia directorului Jurnal TV, Valbutnaru, în spatele deciziei de a accepta BTV-ul în grila de emisie al Multilicomului ar sta oligarhul Vladimir Plahotniuc, care este dur criticat de primarul de Bălți, Renato Usatăi. Nimeni, dar nimeni nu are dreptul să îngrădească emisia vreunui post de televiziune, unui post de radio sau tirajarea unui ziar. Nimeni. Asta înseamnă garantarea libertății cuvântului. De ce se întâmplă cu voi acest lucru? Mie mi se pare foarte simplu și foarte explicabil în condițiile Republicii Moldova. Atâta timp cât Renato Usatăi vorbește ceea ce vorbește despre Plahotniuc, indicația dată Multilicomului este simplă, să nu fie difuzat acest post de televiziune. Din punctul meu de vedere, Plahotniuc gândește rudimentar, fiindcă o asemenea interdicție nici nu-l ajută, nici nu-l avantajează și nici măcar nu stăvelește valul de critici care poate fi adus și se aduce lui. Ce ar trebui să faceți voi, fiindcă nu o să vă include Multilicomul în IPTV, ce ar trebui să faceți voi? Să nu vă împăcați cu situația, să protestați. Orice poziție ați avea voi, orice punct de vedere ați împărtăși, cu care eu personal sunt de acord sau nu sunt de acord, oricum datoria mea va fi să sprijin și acest post de televiziune și altele care nu pot să ajungă în casele oamenilor, cărora li se interzice accesul în casele ocupate de televiziunile lui Plahotniuc. Încercați să le explicați oamenilor că se face o mare nedreptate. Este de menționat faptul că operatorul național de telecomunicații, Multilicom, este o societate pe acțiuni, pachetul majoritar fiind deținut de stat. Dacă întreprinderea refuză să includă un post de televiziune local în grila de programe care au obținut licența eliberată de CCA, am putea califica această acțiune drept cenzură aplicată de stat.